Astra Giurgiu este cea mai nouă formație care joacă pentru Supercupă. În cele 15 ediții care s-au desfășurat, Steaua a jucat de 9 ori, iar Dinamo și Rapid au câte 6 prezențe, iar cele mai multe au fost câștigate de Steaua. Așadar, Steaua pornește ca favorită în partida care îl are la centru pe arbitrul Alexandru Tudor. Interesul pentru acest meci este unul scăzut. Un număr de aproximativ 15.000 de suporteri sunt așteptați la stadion, în ciuda vremii care s-a anunțat a fi plăcută la ora partidei. Pentru Astra va fi o sarcină dificilă să câștige Supercupa. Antrenorul Daniel Isăilă are mari probleme în alcătuirea lotului. Față de sezonul trecut, nu poate conta pe Karim Da, Pap, Iazalde, Iorga sau Ștefan Popescu, iar fundașul naționalei, Mățel, este exclus din lot. În plus, Ivanovski ar urma să părăsească și el gruparea. Cu toate acestea, antrenorul vicecampioanei este mai mult decât motivat să câștige. Este un meci important pentru că este un oficial, este un trofeu camiză și ne dorim foarte tare să-l câștigăm. S-a făcut prea mult tam-tam în presă despre subțirimea lotului. E clar că nu este un lucru îmbucurător pentru noi, dar, repet, mai avem 2 săptămâni până la startul campionatului și avem timp să ne întărim și să completăm lotul. Sunt și vești bune pentru formația de la Malul Dunării, însă nu pentru această seară. Conducerea clubului anunță o posibilă revenire a lui Fawai Tembo și un acord cu Iazalde pentru un nou împrumut. În plus, mai sunt așteptați și alți 3 noi jucători. Veștile bune sunt și pentru suporterii giurgiuveni. Președintele vicecampioanei Dinu Gheorghe anunță mutarea definitivă a echipei la Giurgiu și așteaptă cu nerăbdare meciurile din Europa League care se vor disputa pe stadionul Marina Anastasovici la sfârșitul lunii. Începem de vara asta, o să ne antrenăm la Giurgiu. Fiecare zi aproape vom fi văzut în Giurgiu, fără nicio discuție, vom juca la Giurgiu și jocurile de cupe europene, chiar turul 3 și eventual play-off, dacă ne calificăm, ne vom juca la Giurgiu, așa că giurgiuvenii vor putea vedea în toamna asta două echipe bune, probabil, din Europa la Giurgiu, în competiție oficială, nu meciuri amicale. Cu toate acestea, noi sperăm să fie echipe bune, accesibile. Mai slabe, să fie echipe bune, dar mai slabe. da, ar fi bine să ne calificăm în grupe, că asta ne însemna foarte mult pentru echipă, pentru oraș și de ce să nu spunem ce asta. Președintele Astrei speră ca giurgiuvenii să îndrăgească din ce în ce mai mult echipa și să vină la stadion să o susțină. Eu sper că lumea încet să iubească echipa, pentru că eu zic că în ultimii 2 ani echipa asta a făcut cinste orașului Giurgiu și n-ar fi motive să nu fie îndrăgită. Iată acum echipele probabile pentru meciul din seara aceasta. Chiar dacă a venit de câteva zile la Astra, Cristi Oros ar putea debuta cu Steaua, iar mijlocașul de bandă dreaptă va fi cel mai probabil Alexandru Ioniță, care va încerca să își câștige un loc de titular. La Steaua va debuta portarul lituanian Arlauskis, iar singurul vârf de rasă este Cheșeru, după plecarea lui Piopacari și Capetanos.